asta. Și nu uneralitate, ci manualitate, da? Nu e, nu n-ar trebui să faci umeri, numai mâna stângă sau dreaptă. Nur dieser Anteil kommt von der Gegenseite. Numai partea de la antebraț vine de la lateralitate. Umeri și ăștia. Adaptări de deficitare ale posturii de pe urma strângăciunii. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Sper că voi puteți vedea. Inelarul. Mittelfinger. Vizlociu. Zeigefinger. Arătătorul. Daumen. Și degetul mare. Sie sind in dieser Zone angesiedelt. Sunt în această zonă pe creier. Sie sind parallel wie die Hände. Sunt paralel ca și mâine. Der Daumen ist etwas darunter. Mâna e puțin deasupra. Degetul mare. Astfel, asta este un stângaci rotat. Und dann, și atunci, Daumen, also Zeigefinger, Mittelfinger, die sind hochgerutscht im Gehirn. Toate au alunecat pe creier. So wie sie geschrieben hat. Așa cum a scris. Das ist Stress im Gehirn. Asta e stres în creier. Das erzeugt Stickoxide. Și asta produce oxid de azot. Das erzeugt Schreibkrämpfe. Krampe la scris. Okay. Aber nicht die, weil diese nicht gelebte Linkshändigkeit so schreibt. Pentru că cei care nu își trăiesc stângăcia scriu așa. Das ist nicht das dominante Auge. Ochiul ăsta nu este dominant. Așa. Dacă vă uitați de aici, să vedeți cum ține fiecare capul și cum se uită. Dentul e cineva care nu știe ce e dentul. Das habe ich bei mehreren hundert Leuten gemessen. Da, tu ești inginer, îți explic privat. Da, este aia prima vertebră pe care îți întorci capul. E un dinte, da? E o articulație, da? Ăla, acolo, pe dent în dinte. Da? E ok. De la a doua vertebră, un dinte. Și în jurul lui întors capul. Wir haben den Test heute nicht gemacht. Hier hat das Kind... A făcut un test fără... fără mână. Și aici are mâna stângă o ascuțitoare și acolo nu. La copii este foarte important pentru... Ați auzit despre articulații temporomandibulare și tot felul de probleme. Și acum vezi ochii. Odată. Deja are stres. Kriegt das wohl nicht bitte. Sieh mal weiter. Links. Sag mal. Eins. Zwei. Spitze. Drei. Kein Stress in den Augen. Nur mal ein Stress in den Augen. Ja, und das hat die Gruppe, ich spune Mama, kann nur ein paar Zeit. Die Augen sind nicht stabil in dem Moment. Das habt ihr gesehen, sie wackeln ein bisschen. În momentul respectiv nu sunt stabile ochii, dar vedeți cu ce concentrare. Aber es ist ein Beweis, dass sozusagen die Augenkoordination bei dem Kind, der konnte nicht mehr richtig schreiben. Copilul nu putea să mai scrie. Weil er rechts die links nicht, keine Augenkoordination hat. El nu mai avea coordonare, nu mai știa să vorbă la altă. Die typische Zeichen einer umgedrehten Linkshändigkeit dieser Hand. Cine ține deja pe aici, ăla este în gaci. Und oben. Da, uită-te cum e când ține. Und die gleiche Mitte, das habt ihr vielleicht auch bei ihr gesehen. Asta ați văzut și la ea. Dass die Hand plötzlich entspannt war. Că mâna s-a relaxat. Die Hand, auch wenn ich 40, 50, 60, 70 Jahre alt bin. Chiar dacă am 50, 60, 70 de ani. Ist links, im Endeffekt geschickter und meistens hat sogar fast die gleiche Kraft wie rechts.
Mâna stângă este mai pricepută și are aproape la fel putere ca dreapta. Das heißt, tot mestele, recht, die wird mit geschlossenen Augen gearbeitet. Cu ochii închiși. Se lucrează. Da, hat er 6 kg Druck. Aici are 6 kg și dincolo are 13. Deci poți să măsori și așa, care mână e mai puternică. So wie die Hand dominant ist auch das Bein dominant. Tot așa cum e dominanța mâinii și dominanța piciorului. Ein Rechtshänder. Un dreptaci. Schaut nicht ständig nach oben hin. Hier ist der Schalter sus. Stellt sich so hin. Schaut genau her. Așa este un dreptaci, Rechtshänder. Ein Linkshänder, der das nicht lebt. Și un stângaci care nu știe. Auch wenn es nicht lebt, es wird immer so sein. Ja, dacă nu trăiește stângăcia, el tot va sta în poziția pe loc de paus, așa. Eu o țin în mâna stângă, numai vigherea la tine, deci cum i-au spus și mie, eram convins că sunt dreptat și că nu pot să fac nimic cu stânga. So hält eine Linkshänderin das Kind. O mama care e cu mâna stângă, ține așa copilul. Die rechte Hand wird jetzt wieder zur haltenden Hand. Acum mâna e de ținut. Und mit der linken spielst du an der Nase. Și cu mâna se joacă, tot așa e și copilul, da? Și cu mâna se ține cu dreapta și se joacă cu stânga. Körperliche Probleme, die sich aus einer nicht gelebten Linkshändigkeit entwickeln. Bolile de corp care se dezvoltă dintr-o stângăcie netrăită. Lateralitate stângă netrăită, da? Copilul să pișe în pat mai multă vreme. Cel mai bătrân pe care l-am întâlnit avea 18. Erst dann auch, wenn sie mit der Frau ins Bett geht, dann machen sie. Cel târziu când merg cu femeia, când dorm cu femeia, poate încetează să mai facă pipi în pat. Poartă pampers mai multă vreme. Mănâncă unghii. Vorbesc târziu. Se bârbâie sau vorbesc neclar. Undeutige Sprache, wisst ihr noch? Sau da la. Sau terapie rinită cronică, terapie rezistentă și zâmbiere gătesc. Alergii frecvente și probleme respiratorii. Dacă îți rămâne atârnată geanta în clanță. Anziana! Așa e! Alter von 6 bis 12 Jahren kommt die Lese-Rechtschreibschwäche. La 16-20 ani vine necastenia. Krakelige Schriftbild. Cine scrie nelizibil. Da, da, da. Er hat seinen Namen krakelig gesehen. Ja. Besser? Da. Der Schriftbild kann sauber sein, wenn Sie es sehr anstrengen, aber Sie sehen das trotzdem nicht. Da. Și poate să fie că îl scrie, să fie curat. Dar când tu, dar ți-ai văzut numele scris acolo, ăsta era scris de tine. Da? Da? Și tu, numai tu l-ai văzut, dar știi la ce se referă ea. ADS, ADHS, sindromul de ADS, ADHS, cred că se cheamă la fel și în România, legăstenie, bărbăială, da? Dureri de cap. Agresivitate. Ganz viel laute Musik. Muzică tare, dată la maximum. Und ganz übertriebenes Computerspiel. Și exagerat joc de computere. Dann in dem Alter, wo die Pubertät anfängt. Și când începe pubertatea. Gibt es ein deutliches Gap? Abtrennung zwischen Jungs und Mädchen. E o separare foarte serioasă între băieți și fete. Werden die Jungs eher În timp ce băieții au multe accidente, probleme mit einem anderen Geschlecht, probleme cu sexul opus, meistens anfang zu rauchen, die meisten încep să fumeze, cei mai mulți încep să fumeze,
kriegen die Mädchen ihre Periode verspätet? Fetele au le vine prima menstruație mult mai târziu. Die Periode dauert deutlich länger, bis zu 12 Tagen. Durează mult mai mult, câteodată 12 zile. In der Periodenzeit, in den ersten zwei Tagen haben sie sehr intensiven Körper. Au dureri intensive în primele două zile de menstruație. Dann haben sie meistens schon tiefstehende Zähne bis Zahnspangen. Și au de cele mai multe ori dinține în dezordine, disarmonici, și au nevoie să primească un aparat ortodontic. Gehen wir als weiter, 20 bis 40 Jahre. Între 20 și 40 de ani. Das sind die Leute, die den Stress im Beruf nicht so aushalten. Den Stress im Beruf, weil sie ja verdreht sind. Care sunt foarte stresați în profesie. Sie suchen eher alternative Heilmethoden. Caută terapii alternative, complementare. Finden sich aber nicht selber. Dar nu se găsesc însuși. Da, seid ihr wieder gefragt. Das, was du dir gezeigt hast. Ja. Ja. Dar nu se găsesc însuși. Meistens kommt Alkohol dazu und sie werden wild. Și au, mai au și niște alte posibilități, sau alcool, sau se îngrașă. Männer rauchen in der Regel zwischen 15 bis 60 Zigaretten. Bărbații fumează între 50 de țigări, femeile mai 10-15 pe zi. Aber ab 30 Jahren kommt Eierstockzysten. De la 30 de ani apar și cisturile ovariene. Weil sie unsicher sind, legen sie oft die Beine übereinander und kriegen das Pentru că sunt nesigure cu un picior peste picior, nu e nevoie să schimb poziția, am tradus numai. Ende 30 können schon Myome kommen. Deja către 40 pot apare Myome uterine. Und? Gehen wir mal dahin. Okay. Die jüngste Frau, die ich hatte, die in die letzten Jahre gekommen war, cea mai tânără femeie pe care a avut-o, care a intrat în menopauză, avea 38. Normalerweise wird ein umgedrehter Linkshänder mit 44 bis 47 in die Wechseljahre kommen. În mod normal, o lateralitate stângă netrăită cu 44-47 de ani ar fi să ajungă la menopauză? În gegensatz cu 52 bis 55. În contradicție cu lateralitate dreaptă, trăită dreaptă, care au de la 52 până la 55-57, n-am auzit tot. Cam cu 10 ani mai devreme. Das kommt häufig dann zur Flucht zu jüngeren Partnern, das sehe ich besonders bei Schauspielerinnen. Das führt dazu, dass diese Frauen dann nach jüngeren Partnern. Asta duce că femeile din categoria respectivă își caută parteneri de viață mai tineri. Die Männer auch. Die Männer auch. Bărbații la fel. Die Männer kriegen in der Alterszeit bis 40 den ersten kleinen Herzinfarkt, den sie nicht merken. Bărbații încep să facă în grupa asta de vârstă primul infarct de miocardie care nici măcar nu realizează. Wenn wir dann in die Altersklasse 40 bis 60. Și când trec în clasa de 40-60 de ani. Da kommt die Midlife Crisis. Așa zisă Midlife Crisis. Flucht. Fugă. Rauschgift. Droguri die nicht auf die Lateralität wirken. Care nu au nicio acțiune asupra lateralității. Auf die Lateralität wirkt Nikotin. Asupra realității are acțiune nicotina. Fettes Essen. Mâncarea grasă. Und Alkohol. Și alcool. Okay. Da. Gut. Ab 60. Pe la 60 de ani. Frustrare, resemnare, nimă de gândire, entweder sehr viel Liebe, sau foarte multă dragoste, foarte dezordonate, acasă, Frauen an Unfälle zu kriegen.
Foarte des am fracturi de gol femoral. Aici sunt niște scene puțin mai tari. Filmele următoare sunt puțin mai tari, dar ți se poate întâmpla fiind coach să ai de-a face și cu scene de genul ăsta. Der nicht gelebte Lateralität und gelebte Lateralität bei einer sehr schweren Erkrankung.